spectacol, de unde iese o cădere, în general, a domeniului acesta al culturii. Ce se face cu asta? Sunt o îngrijorare. Poate că credința noastră de altă dată, că vom aduna aici mulți oameni care se comenteze, care să iasă puțin din cotidian în fața unor lucrări, a fost un lucru care nu era decât o utopie. Eu ce să vă spun, din nou participant la o grupare care mereu se ține de culori ca să-și prezinte expoziții. Așa că mă număr ca acela care la țară începea ora trebuie să fie cel mai bătrân. Din acest punct de vedere, găsesc că sunt autorizat ca să vorbesc. Vă mulțumesc în numele colegilor, de ceva care nu trag de acolo, de prezență, că ne vedem în aceste ocazii în fața unor lucrări care sunt expuse pentru toate temperamentele, cu toate dimensiunile de lungă, pentru toate nivelurile de cultură, așa încât fiecare veți găsi undeva, într-o lucrare, o apropiere de sufletul dumneavoastră. Noi asta am dorit și sperăm să fie așa. La mulți ani! Latinii au prevăzut că de-a lungul anilor vor scădea numărul de vizitatori, de spectatori, de cititori și la un moment dat au spus non multam, sed multum. Deci, puțin, dar bun. Și între prieteni. Și asta rămâne.